În postul Paștelui, credincioșii sunt îndemnați să rostească zilnic o scurtă rugăciune, care ajută la iertarea păcatelor. În perioada postului Paștelui, credincioșii nu consumă alimente de origine animală, precum carne, lapte sau ouă. Postul Paștelui are doar două zile cu dezlegare la pește, și anume de Buna Vestire pe 25 martie și de sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim, Floriile, pe 28 aprilie. Pe lângă respectarea acestui regim alimentar strict, preoții îndeamnă pe credincioși să facă și fapte bune și să se roage pentru iertarea păcatelor. Aceștia trebuie să-i ceară iertare lui Dumnezeu, să meargă la biserică, să se roage și să se împace cu toți cei cu care s-au certat. Rugăciunile rostite în timpul postului Paștelui îi întărește pe credincioși, fiind de mare ajutor și pentru iertarea păcatelor. Doamne, Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-mi-le mie, sluga ta. Așa că, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești Tu în vecii vecilor. Amin. Relatează Antena 3.ro.